Bine ați venit pe balcon! În acest ghiveci avem mai multe chestii, dar ce vreau eu să vă arăt astăzi este această plantuță pe care am pus-o tot ca un experiment și se pare că avem plantuțe de palmier. Este foarte interesantă, are o textură foarte... E ca o, are o textură de hârtie. E ca o hârtie. E ca un. Da, e fo foarte interesant în orice caz. Și nici nu mă așteptam să crească. Da, a fost un experiment, se pare că a reușit. Bine, dacă observați aici, în acest ghivește, am mai multe plantuțe despre care vom vorbi cu altă ocazie. Toate sunt parte din experiment. să de exemplu, nici măcar nu știu ce e. Nici nu mai știu ce am plantat aici. Eu folosesc aplicația aceea Plantnet și în cazul în care uit ce am plantat, pot să fac o poză și mi se aduce aminte acolo despre ce e vorba. Aici e un fel de lămâi sau portocală. O să vorbim despre lămâi. Și apropo de lămâi, vreau să vă spun că aici unde am ghivecele dânsul care așteaptă să-l plantăm, cu șoricelului despre care am vorbit. Vedeți video îl vi pun pe aici pe undeva. Și, și, dânsa mai așteaptă să o plantăm. Această crizantemă care este de astă toamnă pe balcon, pentru că nu am mai avut timp să o mai plantez, se făcuse deja foarte frig, așteaptă și ea. Dar ce vreau să vă zic? În timp ce vă explic aici despre ce este vorba cu plantuța de palmier, vreau să vă spun că miroase extraordinar pe balcon pentru că lămâiul a înflorit. Și atunci când înflorește lămâiul, mirosul este extraordinar de asomie. E ceva... Deși de când l-am luat, de acum 2 ani de zile, eu l-am luat plin cu lămâi, avea fructul. Uh, un pom. Uh... El am florit de vreo 3 sau 4 ore, însă lămâile nu le ține. Aici trebuie să ne mai documentăm puțin. O să facem și un video special pentru plantuța de lămâi. Dar, rapid așa, vreau să vă arăt că avem o lămâie aici. Mă rog cât se vede ea că nu... A, uite-o. Asta și mai avem una pe altă crenguță. Să sperăm că le ține. Na, să vedem. Revenind la uh, palmier, dar a răsărit dintr-o sămânță luată din vacanța în Albania. Eu am luat două feluri de palmier. O să încerc să caut pozele și să vă arăt că sunt două feluri de palmier de la care puteți să luați semințele. Sunt cei care au fructul acela galben, după care, pe măsură ce se coace, devine așa roșiatic brun. Cred că o să punem aici o poză, dacă o găsim. De acolo puteți să o luați e, fructul ca atare și îl lăsați să se usuce după care luați sâmbărele dinăuntru. Și mai este un palmier în care face niște e, fructe micuțe, așa, ca niște bobițe. La fel, eu am luat și dintr-un fel și din celălalt, dar din păcate eu nu mai știu acum de la ce tip de palmier a crescut acesta. Nu, nu, chiar nu mai știu. Am Pus prea multe. În afară de acesta de aici plantat, eu mai am încă unul. Pe acesta, pe care l-am scos acum din pământ și i-am spălat rădăcinile ca să vedeți și voi cum arată. În mod normal, dacă găsesc pozele, o să vedeți sâmbărele, sămânț sămânța care a fost plantată, e pe undeva pe aici. Rămâne legată de rădăcină, numai ca aici. Numai ca aici probabil că a rămas, vi l-am scos de aici, aici era locului. locului. Aici cred că ori s-a -a degradat și nu mai există, ori a rămas în pământ și când eu am smuls rădăcina, a rămas acolo. Da, deci se pare că el așa, nu focalizează bine, se pare că el arată ceva de genul așa și de aici, uite, și de aici pornesc celelalte frunzulițe. Așa cum are aici. Două. Să sperăm că din două mai obținem încă una. Nu-mi dau seama. Deci, dacă vă duceți în zonele ăștia gen Albania, Grecia, cred că ați putea, Turcia, cred că ați putea să veniți acasă cu niște semințe dintre acelea de palmier și să încercați să le plantați. Mm, am speranțe foarte mari că cine știe ce o să obțin aici. Da, așa ca idee și ca, ca decor, cred că ar arăta drăguț, într-un ghiveci, gen așa, mm, ca și plantă de decor, zic eu. Cred că ar arăta drăguț. Bine, aici la mine ar, trebui, ar mai trebui șterse puțin frunzele. Hm, cred că ar fi drăguț. Eu, din câte am văzut, în comerț să găsesc plante de cocos cu planta crescută direct din nuca de cocos. Sigur există, că am văzut eu. Și am voi puteți să vi le luați direct din vacanță, să vi le plantați și să aveți și voi. Și atunci o să fie și o amintire frumoasă. Da, asta ar fi a, prima plantă pe care vreau eu să o vă prezint și pe care puteți să vă obțineți să vă luați la pachet, cum zic eu, atunci când mergeți în vacanță. A doua ar mai fi genul ăsta de, să zic, puf. Eu zic puf, e un Bunny tails. Uh, are și o denumire în latină. O vatus, o vatus, o O să vă pun aici, o să caut și o să vă pun. Da, uite așa. E, dacă îi luați de la planta asta, de la puful ăsta, îi trageți de antenuțele ăștia, sunt așa niște semințe, uite. Sunt niște semințe prevăzute cu perișorul ăsta ca să ajute planta asta să se nuțească mai repede. Ele sunt foarte ușoare și le ia vântul. Și le... Ele pot da naștere mai departe la o nouă plantă. E, o nouă plantă este aceasta și este, cred că, al treilea an în care cresc. Uh, pufi dintre aceștia. Sunt foarte buni pentru decorațiunile din plante uscate. Și uh, cu o chestie pisica. Pisica mănâncă frunzele. Îi plac foarte mult. Deci dacă aveți și pisică, e 2 în 1. E, și în câteva, eu zic că în maxim o lună vom avea plantuțele de pufi. O să încerc să vă găsesc o poză. Că sigur am, sigur am poze. Eu am crescut pe balcon. Nu e nicio chestie, nicio... Normal, îi dați normal. Ba, chiar la eu i-am mai lăsat și ne udați când am mai plecat prin vacanță și nu s-a întâmplat nimic. Deci rezistă bine și la secetă. Practic, sigur, sigur, toată lumea a văzut dacă ați mers în Grecia, sigur i-ați văzut, pentru că ă, acesta de aici s-a adus de prietena Maierina din Grecia. Deci, peste tot îi găsiți și ei de obicei cresc pe dealuri, unde nu, unde bate vântul, unde e, e solul uscat și nesipos, deci ei sunt foarte nepretențioși. Sunt, îi puteți planta oriunde. Mie îmi place așa și ca plantă într-un ghiveci și ca după aceea că îi uscăm și îi tăiem și putem folosi ca decor da, ca să încheiem așa, când mai mergeți în vacanță, puteți să vă aduceți de acolo o amintire, o... <gântări> să vă luați la pachet o plantă. Fie că e vorba despre de semințele de palmier, fie că e vorba de bunny tails, plante pe care să le creșteți și să le folosiți în aranjamentele uscate. ah, și chiar și, uite, așa, plante suculente puteți să vă mai luați. Eu am luat și o agavă, facem alt video și vă arăt și acolo despre ce e vorba. Na. Așa, în mare, ce mai vedem în... ah și poate vă întrebați de ce e așa de urât de ce e așa de urt ghiveciul meu. Eu, în momentul în care tai plantele care se usucă, eu nu le arunc și le pun în continuare aici ca să nu irosim. Adică, în felul ăsta nu prea mai e nevoie să fertilizez foarte mult aici pământul. Așa, la prima vedere, ce mai găsim aici în ghiveciul ăsta? Avem planta de galbenele, crescute din semințe. Avem suculente. Astea cred că sunt luate din Estonia. Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred. Oricum am plantat peste tot. Urmează să le aducem și în grădina noastră, ca să le plantăm și acolo. Planta aceasta care nu mai știu ce este, nu mai știu ce este, avem... Asta ar trebui să fie un arcisă, dar nu din cauza că aici ud regulat și celelalte plantuțe au nevoie de apă, bulbii ăștia de narcisă plantat aici nu prea, plantați aici nu prea se împacă bine. Aici nu cred că avem narcisă, aici cred că avem niște muscari. Din păcate nu au ieșit anul ăsta. Nu. Mai era plantat pe aici pe undeva, mai era plantată o cală. Să sperăm că mai iese și ea, da, iese mai târziu. Planta de lavandă crescută din semințe, pe care trebuia să o fi tuns mai bine un pic. Aici a fost tot o plantă de lavandă, dar s-a uscat. Uite, aici o plantă de lavandă mai mică. Ca așa arată planta de lavandă mică, mică. Răsărită dintr-o sămânță. Deci, știți ce aveți de făcut în vacanța asta? Vă luați Simințe de palmier. Gata! Ne ducem să mai plantăm altceva. Pa!